Gorjenii au început curajos disputa cu Timișoara lui Ionuț Popa. Jocul bun s-a și concretizat în minutul 25, când în urma unei faze frumoase de atac, Listei a marcat cu un șut din interiorul careului. 4 minute mai târziu a urmat un penalti acordat timișorenilor, dar ratat de Drăghici, care a tras peste poartă. Penalti pentru acest epoli Timișoara inexistent, după un afară care a semnalizat tocmai de asistent. Repriza a doua a început cum nu se poate mai prost pentru Gorjeni, după ce Samson a fost eliminat pentru cel de-al doilea galben. Oltenii au rezistat în 10 până în minutul 70, când, ajutați și de portarul Stanca, timișorenii au egalat. Doar 2 minute mai târziu, bănățenii întorceau scorul în urma unui gol marcat de Bărbuț. Chiar și așa, gorjenii au avut inițiativă, însă ghinionul a continuat. Până în minutul 84 au rămas în 8 jucători, după ce Sârghi, accidentat, a ieșit cu salvarea de pe teren, în timp ce Stoican făcuse toate schimbările, iar Ene a luat roșu după un fault în poziție de ultim apărător. Un minut mai târziu, timișorenii au înscris pentru 3-1 și au închis meciul, pentru că în 8 jucători era greu ca pandurii să mai conteze. Condițiile care au avut acest jucător eliminați, echipa adversă n-a mai avut putere să joace așa. Era normal că da problema scurului să pune. N-a fost frică de acest joc, să înțeleg, vă spun, pentru că i-am urmărit. Au jucat foarte bine, mai ales în plasare. Dar astăzi, cred că n-am mai avut puterea necesară, n-am mai avut acea vână. Flaviu Stoican s-a declarat mulțumit de jocul elevilor săi din prima repriză. O primă repriză bună din partea noastră, cu multe situații, cu și câteva ocazii, cu o circulație bună a balonului, conduceam la pauză 1-0, o a doua repriză de coșmar. În urma disputei, timișorenii au urcat pe locul 4 în play-out-ul ligii cu 17 puncte și au scăpat astfel de locul 6 pe care l-au lăsat pandurilor.